Mai puține accidente rutiere grave și mai puțin morți pe șoselele din județ. Acesta este bilanțul realizat de către Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara pe anul 2023. Acest fapt se datorează, spun oamenii legii, și acțiunilor de prevenire desfășurate în întreg județul. Cu toate acestea, polițiștii rutieri au aplicat peste 31.000 de sancțiuni contravenționale pentru diferite încălcări ale legislației rutiere, în top fiind situată nerespectarea vitezei legale. Dar nu este de neglijat nici consumul de substanțe interzise la volan. Pe drumurile din județul Hunedoara s-au produs pe parcursul anului trecut 86 de accidente grave de circulație, având ca și consecință decesul a 25 de persoane și rănirea gravă a altor 67, înregistrându-se astfel o ușoară scădere față de 2022. Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave înregistrate au fost viteza neadaptată la condițiile de drum sau nelegală, nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni, neacordarea priorității de trecere vehiculelor și abateri comise de către bicicletă. Anul anterior a însemnat o provocare pentru Poliția Hunedoreană. În general am gestionat cu succes misiunile pe care le-am avut. Am înregistrat rezultate bune și foarte bune, cu anumite sincope pe care le-am analizat la început de an acum și s-au stabilit priorități. Am înregistrat o scădere a accidentelor grave, a morților și a persoanelor rănite grav în anul anterior, comparativ cu 2022. Și vreau să remarc, v-am zis și în conferința de presă, faptul că în decada 2011-2020 ne-am îndeplinit sarcinile, fiind unul din singurele, printre singurele județe care am îndeplinit targetul de reducere a morților pe șosele a persoanelor rănite grav. În ultima perioadă, oamenii legii se confruntă cu tot mai multe cazuri de conducători auto care consumă diferite substanțe interzise, inclusiv droguri. Am pornit cu drug testurile, atât cu cele care le-am primit de la nivel central, cât și de la prin grijă a topului. Suntem prezenți pe străzi, rezultatele sper să se vadă, s-au și observat. De ieri am și dat un buletin de presă cu depistarea unui cetățean din județ, atât ieșit pozitiv la test, dar și cu instrumente asupra lui în mașină. În prezent avem 10 aparate, 8 drug test și 2 Agvila. Eu zic că sunt suficiente. Ideea să le utilizăm, să fim prezenți în stradă, astfel încât să evităm urmările care pot avea loc prin conducerea autovehiculor sub influența substanțelor interzise. Rezultatele, probabil am și insistat mai mult, dar avem cam dublu depistați față de 2022, în anul anterior. Ca urmare a acțiunilor preventive, polițiștii rutieri au aplicat peste 31.500 de sancțiuni contravenționale pentru diferite încălcări ale legislației rutiere, dintre care 143 pentru conducere sub influența alcoolului, aproape 13.800 pentru încălcarea regimului legal de viteză, 1.300 pentru nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni și 76 de sancțiuni contravenționale pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor. Anul trecut, aproape 2.300 de șoferi au rămas fără permisul de conducere.